Iar colegii mei, Foa și Radu, a zis, mai și Josef, nu face pe tot niște pește haraime cum am mâncat tu acasă când era copil cu mama? Sincer, astăzi dimineața, la ora 5 dimineața, am trezit și am luat oala și am făcut niște pește haraimi. Este cu naut, uite-te, este cu naut, cu roșii, cu usturoi, coriandru, ardei, toate bunătățile. Rețeta asta este preferată de mine, dar este rețeta lui mama. Are 84 de ani și ea facea fiecare vineri la noi. Am emoții când fac o rețeta lui mama. Da? Fac rețeta lui mama. Mă tremur mâinile. Tot este copilul lui mama. Tot. Dacă am 62 de ani, 85 de ani, totuși sunt copilul lui mama. Mama zice copilul meu. La 62 de ani. Mă bucur că Dumnezeu a lăsat pe viață până acum. Se trăiește încă 20 de ani. Mai bine să mor eu înainte. Zi, ia trăiește. Așa este. La noi, oamenii sefarad din Nordul Africa, suntem mai sensibili cu familia, cu tata, cu mama, cu iubirea, cu dragostea. Crede-mă, sper ca colegii mei să plac peștele ce am făcut azi dimineață. Cuvântul meu, am chinuit astăzi. Când gătește mâncare, mai ales cu părinții, cu mama și de tata, este primul rând vine alta reacție. Reacția de copilărie, reacția de frați, reacția de casă, cum a trăit, o, două camera, trei frați, dormim, nu fiecare unul are un pat, adică nu mâncăm fiecare zi pește, e nu mâncăm fiecare zi niște carne, o dată pe vineri, șabatul nostru, adică de evrei. Asta e frumusețe viața, să aveți niște amintirile, să rămân. Amintirile mea, eu tradus, la copiii mei, cum a trăit tata pe vremuri. Asta e important. Haide, acum plec eu la camera, la colegii mei și sper să îmi place mâncare, cum a trăit Josef, când era 5 ani, 6 ani și acum. Am făcut niște salatele pentru colegii mei, să fii mulțumit. Măcar avem să mulțumesc lui Hadar că trăiește, așa, și pâinica, pune asta aici, așa, frumos, așa, asta. O pâine bună se vede în primul rând, așa. Exact, da, o exact. Pâine bună se vede. Suntem aici niște pâinica, e de față, n-ai cum este să spui că este pâinica marocană, trezeata și lui mama, asta e rețeta. Foarte vechi, știu, în Maroc avem o rețetă peste 200 de ani, asta pe altă rețetă și a pierdut mama lui mama, adică bunica mea, mama lui mama, a învățat pe ea, când era aia mică, și mama a învățat pe mine că face pâinea marocană. Uite ce avem aici. Mamă, explozie! Tradițional capă Maroc. Deci a pregătit Hadad pentru noi, este o onoare. S-a trezit la 5 dimineața, am documentat toată nebunia pe Instagram, da, a făcut ca la el acasă, așa se începe șabatul, fără această mâncare nu se începe șabatul, cu năut, cu sos de roșii, cu ce asta, dorada sau piman? Asta e dorada, nu? Dorada. Deci ăsta, coriandru. Ăsta cât timp durează? Asta roșii legătite, 4-5 ore, se căzute. Numai cu sare, usturoi și un pic de ulei. Și atât, lasă pe tot roșii se aburește, tot apa, să rămâne numai concentrația de roșii. Deci suntem privilegiați. Astăzi ne servește masa domnul Hadad. O să vină și rândul meu la un moment dat și rândul lui Radu, dacă n-a fost deja, că el ne-a mai adus și ciocolată și hamoane și... E puțin picante am făcut, tu, dar e ok. Da, e un pic picant, dar e suficient de picant, nu e nici super picant. Merită un șorț. Merită un șorț. Chema și pe Cătălin. Da. Gata.